Ca în fiecare an, de 1 octombrie, Asociația Forestierilor din România a sărbătorit Ziua Forestierului. Evenimentul vine după cel de la IRUM, unde Asfor a marcat alături de producătorul din Reghin 70 de ani de activitate. Anul acesta putem spune că am avut o lună a forestierului, pentru că am debutat pe 8 septembrie cu Ziua Forestierului la IRUM, 70 de ani de activitate a fabricii de utilaje forestiere, o adevărată tradiție. Trebuia să continuăm aceste evenimente, acest șir de evenimente, cu marcarea Zilei Forestierului într-o altă locație de tradiție, într-o altă locație în care lemnul și construcțiile de lemn se găsesc în amudență. Pentru prima dată, Asfor a sărbătorit Breazla Forestierilor în București, la Muzeul Național al Satului. Nicăieri nu puteam să venim să marcăm Ziua Forestierului mai bine ca la Muzeul Național al Satului. Aici, practic, vedem tradiția lemnului românesc. Vedem faptul că acest popor s-a dezvoltat de-a lungul timpului, folosind lemnul, acest popor a construit din lemn. Vedem aceste frumoase case și biserici din lemn, făcute de mâinile acestor forestieri, acestor oameni harnici, care de-a lungul timpului au lucrat, au adus lemnul din pădure în casele noastre și ne-au ușurat astfel viața și activitatea noastră de zi cu zi. Tema din acest an a fost lemnul între tradiție și modernitate. Printre cei care au luat cuvântul a fost și președintele de onoare al Asfor, Ioan Sbera, sau președintele Asociației pentru Patrimoniu Regal Peleș, Ioan Tucă. A vorbit și Mădălina Rusen, expert în programul internațional Building Wood de cercetare și inovare în domeniul lemnului. Ea a dat câteva exemple de politici publice din Europa în sectorul construcțiilor din lemn. Exemple sunt nenumărate în sensul ăsta. Amsterdamul sau Olanda, spre exemplu, care nu are un forestier dezvoltat, dar care de curând, acum 2 ani, au semnat, regiunea metropolitană Amsterdam a semnat un acord în care 32 de municipalități se pun la masă și încearcă să sprijine utilizarea lemnului în construcție sau și-au definit și o țintă, 20% din fondul de locuințe care va fi construit din anul 2025 va fi realizat în lemn. Nu au lipsit nici partenerii forestierilor în activitatea de zi cu zi din pădure, Rom Silva. Noi, actorii principali din domeniul culturii pădurii, a exploatării și prelucrării lemnului, trebuie să facem așa fel încât, prin activitățile care le promovăm, prin preocupările pe care le avem, să asigurăm ca acest deziderat al lemnului ca punte între generații să dăinuie cât mai mult. Clusterul ProUD a fost de asemenea reprezentat la Ziua Forestierului de președintele Bogoi Micloș. Suntem în legătură directă și strânsă cu Asforul. Am semnat nu de mult un acord de parteneriat și dorim să mergem împreună. Nici nu puteam altfel, fiind o unitate de prelucrare a lemnului. Materia noastră primă este asigurată de membrii Asforului. Sunt foarte multe probleme de care trebuie să ne luptăm și să unim forțele, că sunt vremuri grele. Despre vremuri grele a vorbit și managerul Migap Forest. Mă bucur că suntem aici, că încă suntem aici, deoarece sectorul forestier trece printr-o, și tot sectorul lemnului trece printr-o perioadă destul de dificilă pentru noi. Este o perioadă în care și fără tehnologie e greu, dar eu care am tehnologie vă spun că și cu tehnologie este foarte greu, pentru că avem o lipsă de predictibilitate, avem o supralegiferare în domeniul forestier care ne trage destul de mult înapoi și care ne crește destul de mult costurile cu care facem și pe piața europeană și pe piață suntem puțin depășit ca și costuri. La momentul de față, ca și firmă tehnologizată, tehnologia înseamnă calitate, calitatea înseamnă cost. Și la un moment dat, când pui toate chestiile astea în balanță, vezi că nu mai ești rentabil în fața unuia care face rabat de la calitate și vine și te concurează și tu n-ai nicio șansă în fața lui cu toată tehnologia ta. Îmi pare rău că de ziua noastră mai trebuie să fim și să mai spunem și lucruri, dar vrem să sărbătorim ziua noastră și peste 2 ani și peste 3 ani și peste 4 ani și să nu facem
peste 5 ani de zile să sărbătorim parastasul zilei forestierilor, știți? Un mod de a evita acest lucru este tehnologizarea firmelor din sector. Anul viitor vin în premieră 86 de milioane de euro pentru forestieri. La evenimentul ASFOR a fost și Paul Moldoveanu din Ministerul Agriculturii, cei care gestionează această măsură. La începutul anului viitor o să lanseze ghidul și foarte important pentru dumneavoastră să veniți să accesați. Este foarte important să avem o animare cât mai mare și să luați să consumați banii. Și atunci putem și în viitorul exercițiu sau în viitorul apropiat să fim alături de noastră cu cât mai multe sume. Încă o dată vreau să vă felicit, să vă zic la mulți ani, un loc deosebit, cu oameni frumoși, îmi pare bine să vă revăd și, ce să vă zic, putere de muncă și să ne revedem cu bine. Pentru prima dată la o zi a forestierilor a avut loc și o demonstrație de sculptură în lemn cu doi artiști din Valea Doftanei, Roxana Lucaci și Gabriel Cernat. Acea bucată de lemn putea să putrezească în pădure, putea să ajungă pe foc sau putea să primească o nouă viață. Și uitați că a primit o nouă viață